Bun găsit, stimați telespectatori! Sunt mici, sunt talentați și au tot viitorul în față. Este vorba despre elevii avansați de la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș. Noi am vrut prin această emisiune să-i cunoașteți și dumneavoastră într-o armonie a ceea ce înseamnă elevi, antrenori și părinți. Rămâneți alături de noi să-i vedem cum înoată și cum se antrenează. Ott jól vagy! Nyújtsd ki a kezedet! Frizsi! Úgy! Jó! We'll be right back.
O grupă foarte simpatică și la echipament, în culorile antrenorilor, dar și la comportament. Să ne spui un pic despre cine a fost vorba. Este echipa de avansați a Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș. După cum ați văzut și au văzut și telespectatorii, acum o săptămână au fost grupa de performanță, cei mari, acum cei mici. Ține-ne câteva cuvinte despre ei. Cum au evoluat, de ce s-au hotărât să vină să practice notul, ce s-a întâmplat practic astăzi, pentru că am urmărit și antrenamentul. Practic astăzi am venit prima oară cu toată gașca, că trebuia să mai facem niște vizite medicale și toate actele să fie regulă pentru toți copiii. Păi am făcut o încălzire ușoară pe uscat și după aceea copiii au intrat în apă și cum se vede, pe deplin, în notă și se bucură pentru apă. Chiar sunt bucuroși. Cred că le-a lipsit apa. Cum ai zis și ție, ți-a lipsit apa. Da, mi-a lipsit. Normal că îmi lipsește și pentru fiecare notător a fost o perioadă foarte grea cât n-am fost în apă, dar acum suntem aici și ne bucurăm de soare și de apă. Ei, ca să înțeleg pe deplin, ei sunt la primul antrenament sau eu am mai făcut și alte antrenamente? Vorbesc înainte de pandemie, de această perioadă. Normal că au făcut înainte de pandemie grupa de 2010 care înoată pe culoarele mai îndepărtate. Trebuia să participe la regionale și nu, din păcate nu am putut să mergem. Restul sunt copii mai mici, copii născuți între 2014 și 2011, deci sunt foarte mici. Bello, ¿viste?
De ce le recomanzi părinților care ne urmăresc acum și, bineînțeles, copiilor care ar dori să înceapă să practice acest sport, să vină la tine, să vină la club și să muncească, iată, pentru sănătatea lor, pentru distracție, pentru amuzament, dar și pentru performanță? Da, după cum știm, înotul este cel mai bun pentru toate grupele musculare, pentru respirație, pentru capacitatea pulmonară. Este un sport pe care copiii le iubesc de mici. Bineînțeles, la vârsta asta pe care vedeți acum în apă, cei mici, este un fel de joacă, așa le învățăm să înoate, și cei care sunt selectați o să participe la concursuri și așa mai departe. De ce sunt importante competițiile și concursurile pentru ei, pe lângă antrenamentul pe care îl fac zi de zi sau, mă rog, la anumite intervale de timp? Este foarte important, fiindcă ei își dedică foarte mult timp din timpul lor de joacă să vină la antrenament, și atunci concursurile sunt acele momente unde se întâlnesc cu alți colegi și apare cine este cel mai bun. Acum, asta are două tăișuri. Se bucură că este pe podium. Cel care nu se urcă pe podium ori se lasă, ori se ambiționează mai mult ca să urce data viitoare pe podium. I-am văzut și socializând între ei, s-au creat deja legături între copiii care vin la antrenamentele tale? Da, deci noi cu colega mea încercăm să facem și foarte multe activități extra care nu se leagă de nod, ne întâlnim în afara antrenamentelor și cred că acest lucru duce aici ca ei să înțeleg foarte bine între ei. Bineînțeles, pe margine, câțiva părinți cu aparate foto, aplaudând, uitându-se după copii, după odrazlele lor. Ce îți spune asta pentru tine? Eu mă bucur că părinții acum văd munca copiilor, deci nu mă refer acum la munca noastră, antrenorilor, dar să vadă munca copiilor, ce înseamnă să stai în apă și să muncesc și din când în când mai să auzi când antrenorul mai strigă la tine, deci, dar nu, personal nu mă deranjează dacă părinții sunt aici și nu ne deranjează antrenamentul. Cum spuneai, poate e bine să vadă și ei ce se întâmplă cu adevărat și cum ajung copiii să facă performanță. Există o relație așa între elev, părinte, antrenor în not? Da, există o relație foarte bună, cum am zis și data trecută, și cu acești părinți avem o relație foarte bună și mai organizăm și concursuri unde înoată copiii împreună cu părinții și atunci relația asta între antrenor, copil și părinte este tot mai strânsă să și mai bună. Da,
de mușcăr. Perfect. Vettem levegőt, balkézni nem vettem levegőt, jó? Négy medence. Ce provocări urmează pentru tine, pentru clubul unde activezi sau ce consideri că ar trebui să urmeze în continuare? Provocare deocamdată nu avem, fiindcă Federația Română de Natație și Pentatlon Modern încă nu a elaborat un plan de concurs pentru acest an, dar ne pregătim cu cei mari cât putem pentru următoarele concursuri și pentru cei mici avem niște programe speciale la antrenament, că înotul este foarte complex și ca să înnoți o probă de înot este compus din foarte multe elemente, cum e startul, mișcarea sub apă, înotul, sosirea, deci foarte complex. Personale, dacă permit să spun, da, mi-aș dori ca să particip anul viitor la campionatele europene de masters și sper că o să am timp să mă pregătesc și să reprezint orașul așa cum trebuie. Noi îți dorim succes, încă două întrebări și după care te las să-ți continui treaba. Spuneai mai devreme că sunt mai multe etape în ceea ce înseamnă învățarea copiilor. Când vine un copil la tine, vine deja știind să noate sau e o condiție sau poți să-l iei de la zero? Cam cum se face selecția? Sunt copii care știu deja să înoate și sunt copii pe care noi le învățăm să înoate. Bineînțeles, mie personal îmi place să învăț eu copilul după metodele mele, dar dacă este cineva care știe deja să înoate, nu este condiționat, că nu are loc în clubul nostru. Da. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru pasionații de înot, pentru pasionații de acest sport. Haideți și înotați!
Suntem bucuroși că vremea ține cu noi, iar sportivii de la Clubul Școlar Târgu Mureș se pot antrena aici la Complexul de Agrement și Sport Mureșul. Nu ne rămâne decât să vă spunem, ca de obicei, rămâneți alături de programele noastre. Toate cele bune, la revedere!